Am revenit din scurta pauză de publicitate. În continuare, alături de noi, Adelina Banu ne va vorbi despre cea de-a doua parte a horoscopului, predicțiile pentru anul 2019, și începem cu zodia Balanței, nu? Că acolo rămăsesc. Da, începem cu Balanțele. Acești nativi sunt bine aspectați de eclipsele din ianuarie și din iulie, în special pe tot ceea ce înseamnă investiții. Posibil să-și achiziționeze o locuință, să investească poate într-o mașină sau să-și deschidă o afacere. La locul de muncă vor apărea multe ciocniri până undeva în luna martie. Fie vor fi avansați, li se dă ceva în plus pentru efortul pe care îl depun, fie dacă nu, Balanțele pleacă și își deschide ele ceva pe cont propriu, ceea ce este un element foarte bun, dat fiind faptul că elementul karma acum se află după 18 ani pe casa carierei până la jumătatea lui 2020, deci au o perioadă foarte bună în care pot să se afirme. Ideal ar fi să nu înceapă ceva cu banii împrumutați de la alții, ar trebui să fie doar pe cont propriu și să fii atenți la ce vrea piața, întrucât au și pe Uranus din luna martie, în casa 8-a banilor veniți de la alții, deci urmează o perioadă de vreo 7 ani care se deschide acum pentru activii Balanță, în special pentru a-i ajuta să facă bani. Trebuie să speculeze momentul, trebuie să se uite la tot ce înseamnă tehnologie, noutate, pe ce ar da lumea banii și vor fi foarte bine susținuți pe partea aceasta, plus că vor avea și foarte multe deplasări de efectuat în acest an, dat fiind faptul că Jupiter este plasat în tot ceea ce înseamnă casa călătoriilor. Atenție totuși că din luna martie pot să apară și ceva pierdere în acele călătorii, iar dacă vor călători în scop profesional, este posibil să plece de acasă, dar acolo să se amâne acea întâlnire sau dacă nu, să suporte tot felul de evenimente neașteptate. Asta îi va determina mai mult să se ducă pe cont propriu, deci acolo este lupta în acest an pentru acești nativi. Iar pe partea de iubire, aș zice totuși că sunt bine aspectați mai mult până undeva în aprilie. Au totuși o eclipsă acum pe 21 ianuarie, care este plasată în casa sentimentelor, inițierii unei relații de durată. Acest ciclu de eclipse pe casa iubire va mai veni peste vreo 9 ani. De aceea zic că prima parte a anului 2019 este axată pe iubire, după va fi pe consolidare. Dacă rămân singuri, vor mai avea întâlniri pasagere, dar nu chiar așa de substanțial. Acum depinde și de harta fiecăruia, s-ar putea să aibă ascendent într-un Taur sau un Rac, un Capricorn, acolo unde sunt foarte multe planete și ei chiar să intre într-o relație și după. Dar vorbind la termenul general, unde soarele este plasat doar în această zodie, aș putea spune că prima parte a anului este cea mai bine aspectată. În schimb, multe dezamăgiri din partea familiei. Toți îi judecă, toți încearcă să profite de pe urma lor, posibil să intre în dispute cu rude, tocmai de la o moștenire, deci vor avea multe de împărțit în acest an. Posibil de acolo să facă rost de bani, să investească. Da, mergem mai departe la cei din semnul Scorpion, acești nativi. Începând din luna martie, vor fi aspectați de către Uranus pe casa iubirii și a căsătoriei în următorii 7 ani, deci vor deveni mult mai raționali în relația cu ceilalți, plus că își vor schimba atitudinea asupra iubirii, vor fi mai toleranți, ceea ce e cam greu de crezut, dar îi va schimba Uranus, întrucât va funcționa asemenea picăturii chinezești, deci va avea timp pentru ei. Mai vedem tot felul de deplasări, contracte, întâlniri cu oameni noi, discuții, posibil să dea examene, să se apuce să mai studieze ceva. Plus că din toate aceste demersuri, nativii Scorpion vor face rost de bani. Întrucât Jupiter, planeta norocului, este plasată după 12 ani pe casa banilor, ei investesc. Aceeași recomandare, să fie pe cont propriu, fără împrumuturi prea mari, întrucât din decembrie Jupiter intră în casa problemelor cu legea și s-ar putea să dea înapoi tot ceea ce au luat dacă nu e pe cont propriu. De aceea trebuie să fie foarte prudenți. Iar în relația cu cei dragi copii, vedem să vină confirmări, bucurii. Dacă ei își doresc copii, pot să vină în acest an copii, mai ales, aș spune, între
martie și iulie. Atunci e perioadă foarte bună. Bine, tot anul, dar atunci este maximul. Iar de partea de sănătate, aș zice totuși că ar fi bine să ia în calcul ceva probleme la stomac și de ce nu poate ceva dezechilibre și la ei pe partea hormonală. Deci să fie mai atenți la alimentație. Totul pleacă de la alimentație la ei în acest an. Mergem mai departe la săgetători. Fac parte din cei mai bine apreciați în acest an. Jupiter, guvernatorul lor, este în domiciliu, le dă tot ceea ce își doresc, numai că trebuie să știe ce își doresc. Și acest ciclu se încheie în decembrie 2019, de aceea trebuie să acționeze cât mai repede, să nu lase timpul să treacă. Vor avea o perioadă în care vor suporta și anumite restricții undeva între aprilie și august, atunci este bine să se documenteze, să vadă cam care sunt proporțiile acelor proiecte pe care ei vor să le lanseze. Jupiter aduce noroc în toate, și în dragoste, și în sănătate, și pe carieră, și pe bani, deci pe orice își doresc, numai că trebuie să fie cu perspective pentru următorii 12 ani. Deci dacă ei se lansează în ceva, ar trebui să fie cu o viziune sau încurajați de persoane mult mai în vârstă, cineva care să le fie karmic alături de ei. Bani vor veni, sunt atâtea eclipse pe casa banilor la ei, vor dori să înceapă și ei ceva pe cont propriu, deci foarte multe firme se vor deschide în 2019, printre aceștia vor fi și săgetători, dar ei se vor axa fie pe internet, tehnologie, sau dacă nu, pe tot ceea ce înseamnă comerț cu alte țări. Deci ei au anumite nișe pe care se vor duce și multe deplasări și în cazul lor, iar pe sănătate, tiroida, acolo este punctul sensibil în acest an și de fapt va fi și în următorii 7 ani, până în 2026, acolo îi lovește Uranus și ar fi bine să fie atenți la tot ce înseamnă stres și probleme. Iar pe iubire, dacă relațiile din ultimii 3, 4, 5, 9, 12 ani nu mai funcționează, pot să apară rupturi și intrarea într-o altă relație. Bine, asta se întâmplă foarte repede, deoarece Jupiter îi ajută să se reorganizeze din mers și multe, multe schimbări foarte bune pe partea profesională, chiar plecări, veniri, deci li se îndeplinesc anumite dorințe. Mergem mai departe la ce ne semnul Capricorn. Ei, acești nativi sunt printre cei mai vizați în acest an. Vor avea parte și de multe schimbări, poate și mai greluțe, întrucât vorbim de doi malefici ce se și întâlnesc în acest an în semnul lor. Acest aspect apare odată cam la 33-36 de ani între Saturn și Pluton, dar ca să mai revină pe acest semn, cum este elementul Capricorn, îi mai trebuie încă 350 de ani aproximativ, iar să mai fie acolo și karma negativă e acolo, care să mai dezvolte și aceste eclipse, în contextul se repetă foarte rar, odată cam la vreo 750 de ani. Deci urmează o perioadă extraordinar de bună pentru acești nativi. Important este să fie focusați pe ei, să aibă un țel destul de bine poziționat, întrucât de deciziile pe care le iau în perioada aceasta 2018-2020 depinde viitorul lor pentru următorii 30 de ani. Și dacă sunt în relație care nu mai funcționează, aceste eclipse tot va acționa asupra lor și tot îi va îndepărta de acele persoane. Posibil să apară și în viața lor niște relații. Acele relații vor decurge foarte lent, deci abia la sfârșitul lui 2019 abia vor fi, să spunem așa, într-o relație. Iar legat de partea de copii, sunt șanse foarte mari și ei să aducă pe lume în acest an copii. Profesional le merge foarte bine. Important este să nu prea aibă încredere în ceilalți. Foarte multe intrigi secrete pe la spatele lor, deoarece Jupiter este plasat pe casa 12 a dușmanilor, a secretelor, a misterelor și tot acest an vor simți că cineva profită de ei.
își vor da seama undeva între aprilie și august cam cine este acolo în umbră, numai că pentru a părăsi acel context le mai trebuie o perioadă până în decembrie, când de fapt din decembrie ajunge și Jupiter acolo în domiciliu și vom avea cel mai bun moment din an, de fapt cât mai rămâne din anul 2019, pe data de 26 decembrie, adică anul viitor de Crăciun, când Jupiter, Saturn, Pluton, Soarele, Mercur, deci vor fi vreo 7 planete plasate în Capricorn și vom avea și eclipsă. Deci urmează o perioadă foarte bună. Dar totul începe de acum, din ianuarie, când va fi prima eclipsă pe data de 6 ianuarie și ei cam își stabilesc anumite obiective pe anul viitor. Mergem mai departe la cei din semnul vărsător. Acești nativi au un an, aș zice, și dificil, dar și bun. Pe cât este de dificil și complicat, pe atât este de benefic pe tot ceea ce înseamnă evoluția lor, deoarece acum ei se maturizează, asemenea nativilor gemeni, dar ei sunt mai grav loviți decât gemenii, pe tot ceea ce înseamnă psihic, întrucât din 2020 Saturn ajunge în semnul lor și atunci vor trebui să arate că și-au învățat anumite lecții, iar din 2024 ajunge și Pluton, planeta morții și a renunțării în semnul lor. De fapt, ei acum testează piața, văd ce ar trebui, începând din 2024, să fie în jurul nostru și vor avea ceva sclipiri de moment, vor fi foarte bine susținuți, în schimb rezultate palpabile vor veni foarte lent. Bine, mai mult vor fi ajutați pe tot ceea ce înseamnă carieră, muncă, posibil să vină o avansare, să trateze o boală ce a apărut în ultimii 8-9 ani, să fie poate implicați în niște schimburi comerciale, dar acestea, la cât de bine aspectații sunt pe psihic și își învață niște lecții, este la un nivel de 5-10%. Abia de prin 2020 ori să înceapă să-și folosească tot ceea ce ei acumulează acum, iar din decembrie 2019, când ajunge și Jupiter pe casă de psihic, atunci vor fi mult mai plini de ei, mai hotărâți, mai stăpâni pe anumite situații, posibil să lucreze în cercetare, să scrie ceva și după 2020 să iasă în față cu ceea ce au lansat acum și vor fi foarte, foarte bine apreciați. Este aici o mică atenționare. Cei ce au tot felul de colaborări mai dubioase, care implică probleme cu legea. Acest an este foarte greu de dus, întrucât vor ieși cam toate la suprafață și poate nu în acest an, dar în următorul an, în 2020, sigur vor ieși undeva de prin luna mai până undeva prin august 2020 și este posibil să li se pună și libertatea la încercare. Deci acolo. Păcat. Da. Mă gândeam și eu. Da, deci aici apar foarte multe probleme pe partea asta cu legea, dar toți avem acolo un vărsător undeva și dacă avem un ascendent în vărsător, deci se respectă această atenționare. În schimb, pot să apară și probleme pe tot ceea ce înseamnă sistemul nervos. La ei apar tot felul de atacuri de panică, crize de epilepsie. Deci apar probleme pe partea nervoasă de la prea mult stres, plus că vor fi afectați de toate eclipsele astea, în special pe tot ceea ce înseamnă stres și oboseală cronică, deci vor fi foarte loviți pe partea de sănătate. Și în final, peștii, acești nativi, sunt bine aspectați, în special pe carieră. Acolo, după 12 ani, în sfârșit și ei culeg roadele, vor fi mult mai încrezători în forțele proprii, posibil să primească oferte chiar de acum, din luna ianuarie până în martie, să le dea curs. În martie vor vedea că nu este chiar așa cum au crezut ei acolo unde se vor duce. În schimb, își învață lecțiile, cam observă în ce tabere să se, spre ce tabere să se îndrepte. Din luna aprilie iau în considerare ideea de a începe ceva nou, poate chiar ei să-și deschidă ceva și vor da curs acelor idei, iar pe partea de iubire un an extraordinar de bun, posibil chiar să întâlnească persoane noi, să aducă pe lume copii, să oficializeze relații, să
să rupă relații care nu mai sunt benefice, dar care le-au adus multe lecții în ultimii 3-4 ani de zile și de ce nu poate chiar să ia calea străinătății alături cu un partener posibil din străinătate sau de aici care pleacă în străinătate. Dar vin vești extraordinar de bune pentru acești nativi și la ei este atenționare, toate eclipsele sunt plasate și pe axa. Toate eclipsele sunt plasate pe mediul social, mulți prieteni se întorc împotriva lor, tocmai pentru că încep să le meargă bine. Până acum îi tratau cu milă, acum cu invidie. Și nativii pești vor începe să-și facă noi prieteni. Asta este bine, numai că o perioadă până în iunie ar fi bine să fie mai atenți la ce spun, cui spun, când spun. Deci ei singuri își sapă groapa, aș putea spune. Deci ceea ce am înțeles eu ca și rezumat este că vor fi cozi la notari și cozi la maternitate. La maternitate, exact, da. Asta mă gândeam și eu, că-ți copiul se nască. Exact, pentru că avem karma pe axa, rac și capricorn. Racul este cu familia și karma pozitivă, deci vin confirmări pe tot ceea ce înseamnă familie, gen căsătorie, copii, oficializare, intrare într-o relație. Toată lumea acum, dacă mă întreb, vrea relație, vrea un partener să fie pe aceeași lungime de undă, vrea, să spunem, sentimentul de siguranță în familie, deci nu mai vor distracție. În schimb, karma negativă este pe tot ceea ce înseamnă politică, dar nu este politică dar doar la noi. E, karma negativă, așa s-a întâmplat acum și dat fiind faptul că este semnul Capricorn ce se ocupă de domeniul politic, acolo vor veni schimbările cele mai mari. Dar nu este doar pentru România, este pentru toată planeta. Acum nu știu dacă să zic Doamne ajută sau nu. Oricum este, Doamne ajută, pentru că se schimbă un sistem, se schimbă o tendință. Astfel de momente s-au mai registrat între 1988-1991, când am avut acele revoluții în toată Europa. Da, și din ce observăm, lucrurile au început de nou să se agite și prin Franța, în Franța și prin Ungaria. Păi dacă deci, tot nu s-a rezolvat nimic în 88-91, aia e, o luăm de la capăt. Nici prin România nu-i chiar foarte mare liniște, da, pentru că vine un an electoral, poate se va termina cu bine. Poate, dar liniștea aș putea spune că o să înceapă să se așternă, din luna decembrie, când da. Jupiter intră în Capricorn. Dacă prim sunt alegerile, au, pe Mercur retrograd? Da, în mod normal așa, de obicei așa sunt, în noiembrie. Deci lunile cele mai problematice și cele mai agitate vor fi martie, iulie și noiembrie. Exact, când sunt europarlamentarile și prezidențiale. Da, păi în martie Mercur retrogradează, în iulie tot Mercur retrogradează, dar retrogradează peste eclipse și scoate la suprafață unele secrete legate de politică, mai ales cea din 17 iulie va fi așa un moment de boom. Și mai este... Dar bine măcar că e vară, mai ieșim și vara din casă, că ne-am săturat să ieșim numai iarna. Da, vor fi foarte multe manifestații anul acesta în stradă. Vor fi foarte multe. Și vor începe chiar de acum din ianuarie, posibil nou să... plece ceva. Și, deci eu fac bine că mă să-mi cumpăr bocanci. Ai, eu ți-am spus. Da. Da. Și eu mai am și o predicție. Zic că mai avem doar un minut. De asta și zic. Prezic că veți, la anul, dumneavoastră veți urmări Iașu TV de în fiecare joi de la 5 la 6. Așa, nu? Da. Și Adelina va veni de mai multe ori la noi. Păi... prezic eu. Da, așa rămâne. Și iată că ne-a ieșit și cu zodiile anul ăsta, toată lumea e fericită că anul trecut am dat-o repede pe înainte, acum ne-a ieșit. Gata, mulțumim frumos. Cu mare drag. Un an nou bun să ai și tu. Și sunt sigură că mai ai un mesaj pentru cei de acasă, așa că te rugăm. Pe data de 6 ianuarie, dat fiind faptul că vine prima eclipsă, este în Capricorn, acolo este și Saturn, Pluton, mai este și karma la mijloc, ideal ar fi să-și facă fiecare câte o listuță cu ce își dorește pentru următorul an. Am crezut că să stai în casă. Și mă gândeam la asta. Nu, e bine să stai și în casă când este eclipsă, deoarece nu este bine să te încarci cu acel surplus de energie, întrucât afectează partea lombară, dacă este de soare pe spate, dacă nu, partea din fața organele genitale. Deci activează. Deci, dragi manageri acestui post, pe 6 ianuarie stăm acasă. Nu știu când pică, dacă e weekend, că avem pică bată. Duminică, cred. Atunci, dar nu sunt sigur, dar cred că e duminică. Da. Și noi trebuie să le urăm celor de acasă un călduros la mulți ani, pentru că nu ne mai vedem anul acesta. La mulți ani, să aveți un an nou exact așa cum vi-l doriți, plin de sănătate, după cum spuneam și la începutul ediției de astăzi, plin de belșug, de zâmbete sincere, de oameni
oameni calzi și buni alături, să uităm de tot ce-i rău și să încercăm să privim doar partea pozitivă a lucrurilor. Ne revedem în 2019, sperăm noi cu la fel de mult chef de a vă face după amiezele de joi mai frumoase și sperăm să fiți în număr cât mai mare alături de noi și în 2019. La mulți ani! La mulți ani și vă doresc credință în suflet, pace, că e importantă și asta, și gânduri bune, să avem și să ne revedem cu bine, extraordinar, când cred, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, în 2019, ne revedem până atunci. Bineînțeles, la fel ca întotdeauna, să pășiți în noul an cu o minte aspră și o inimă blândă. Suntem Laura Cristiana Hulubei și Andrei Ceban. Și vă dorim numai bine, rămâneți alături de Iași TV Live. La revedere, ne vedem în 2019.